care au drum sau locuiesc în zonă știu, iar oficial sau neoficial pentru noi, cred că a fost drumul care era cea mai mare bătaie de cap. Deși au fost doar 6 km și am făcut alte sute de km de drum. A fost un proiect care a avut unele sincope pentru prima dată în unui proiect europene. Firma n-a mai putut să ducă la bun sfârșit, s-a împotmolit, a preziat contractul, a preluat licitația, a câștigat altă firmă și a reușit să duce proiectul la final. Totul a fost cumva contra cronometru. A durat ceva și ne cerem scuze cetățenilor că au avut câteva feri în care au stat cu asfaltul, sau mă rog, nu a fost asfalt în fața curții, deși e o circulație foarte mare. Însă proiectul a fost finalizat, recepția, așa cum am spus, începe marți, pe 30, și putem să acum, la final, să bifăm ca o investiție a Consiliului Județean în rețeaua de drumuri. E un drum foarte circulat, e un drum care nu putem să spunem că e în exteriorul localității, că până la urmă e intravilant de la un cap la altul, sunt cartiere noi, sunt cartiere, sunt investiții, sunt zone de business și avea nevoie. De asta am zis să nu amânăm, să nu facem o conferință de presă specială acolo, mai ales că era o vreme total nefavorabilă și cum mâine, probabil, o să ne vedem la altă investiție, am zis ca să călăm mare să